undeva din anii 2001, deci acum 20 și ceva de ani, și datorită legislației europene, care venea cumva în sensul că acolo unde sunt locuri de muncă în condiții grele, cu nopte, cu factori de risc, să se normalizeze condițiile, adică să se facă investiții în așa fel încât locurile de muncă să devină pe condiții normale. Numai că ăștia-i noștri în România și-au actualizat și legislația în concordanță cu legile astea europene și au pus și, de exemplu, la condiții deosebite de muncă, spuneau că angajatorul este obligat ca acolo unde locurile de muncă sunt în condiții deosebite să le normalizeze. Numai că ai noștri români, mai ales în minerit și energie, acum 20 de ani au ales să le normalizeze, dar doar pe hârtie. La modul concret, adică practic nu au făcut nimic decât să păcălească salariații în acele timpuri, din anii 2000-2001, prin care să îi păcălească să nu le mai plătească condițiile de muncă, de aici rezultând pentru ei și dând mai departe la guvern sau de unde aveau dispoziții, că au normalizat locurile de muncă în carierele miniere și termocentrale, lucru care nu s-a întâmplat. Însă acum încep să se bate efecte. Că datorită acestui abuz, datorită acestui furt a grupelor de muncă, astăzi se văd efectele în sensul că această breazlă a minerilor și energeticienilor din complexul energetic Oltenia și nu numai, și termocentralele din Hunedoara, Mintia, Paroșeni, au rămas fără grupe de muncă și au ajuns cea mai îmbătrânită categorie de salariați din toată industria României. La noi undeva media de vârstă este 51-52 de ani. Ceea ce nu o să mai întâlniți în alte activități profesionale din industria românească. Practic astea sunt efectele, efortul e foarte mare, oameni din ce în ce mai puțin. Faptul că oamenii muncesc în aceste condiții de muncă cu noxe, cu factori de risc, le afectează foarte grav sănătatea, iar speranța de viață se reduce dramatic de mult. V-am spus, astea sunt efectele. Noi pentru asta am și protestat timp de mai 13 luni, de anul trecut și până în prezent. Prin protestele noastre am determinat factorii de decizie politică să emită două legi în acest sens, legea 197, acum o altă lege, legea 74 pe 2022, pentru a reduce vârsta de pensionare, adică pentru a reîncadra pe condiții speciale de muncă, așa cum este firesc și normal, această categorie profesională. Numai că după ce au dat aceste legi, mai ales legea 197, care prevedea și recunoștea că activitățile lucrate în aceste condiții trebuie încadrate la condiții speciale de muncă, Guvernul României, din funcționarii de la Ministerul Muncii și Casa Națională de Pensii, au refuzat să pună în aplicare o lege votată, adoptată, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial, iar ai noștri funcționari refuză să recunoască această activitate, pentru că legea face referire că salariații de care v-am spus eu, minerii și energeticienii care au avut activitate în aceste condiții, să li se reducă vârsta de pensionare cu 13 ani, cu condiția să aibă cel puțin 25 de ani de vechime în domeniu și 30 de contributivitate. Am înțeles. Și acum, ce speranțe mai sunt, ca să fie asta o întrebare? Păi acum, cu legea 74-2022, a fost promulgată săptămâna trecută și publicată Monitor Oficial, prin care politicienii ne-au promis că au rezolvat această problemă și că se deblochează situația, iar funcționarii de la Ministerul Muncii și din Casa Națională de Pensii vor recunoaște aceste activități, în așa fel încât alți colegii noștri să nu mai moară în timpul activității în câmpul muncii. Să poate și să beneficieze de pensionare după 30, 35 sau unii dintre ei chiar 40 de ani de contributivitate la sistemul de pensii.